Suntem în vizită la Sorana, în apartamentul ei situat în nordul Bucureștiului. Este un spațiu de 86 de metri pătrați, cu o terasă generoasă. A fost amenajat împreună cu echipa Delta Studio, iar de amenajare s-a ocupat arhitecta de interior Andreea Caragheorgheopol și consilierul de vânzări Ionuț Papuc. O să aflăm câteva detalii despre transformarea spațiului de la arhitectă și de la proprietară. Andreea, cum a demarat proiectul? Proiectul a început odată cu solicitarea Soranei de a primi consiliere pentru mobilierul de bucătărie. În ce spații s-a intervenit? Pe lângă mobilierul de bucătărie, am intervenit și în zona de living, unde Sorana deja avea ceva construit, o amenajare începută, dar am vrut să creăm un spațiu unitar cu propunerea pe care am creat-o pentru bucătărie. Am intrat pe Facebook prima oară, am văzut o filmare a unui eveniment organizat la Delta Studio, cu ultimele noutăți în materie de mobilier prezentate la Milano. Mi-a plăcut foarte mult în acea filmare tot ce am văzut și atunci am hotărât să fac o vizită la Delta Studio. Primul lucru pe care am vrut să-l fac a fost să achiziționez faianța de bucătărie, care are un design deosebit, sunt niște cești de cafea. Am mai văzusem așa ceva, dar nu cu atât de mult bun gust. După care l-am rugat pe Ionuț Papapu, consilierul de vânzări, să îmi facă ofertă pentru mobilierul de bucătărie. El mi-a explicat că poate să-mi facă într-un buget pe care l-am eu. Eu nu mă așteptam pentru că mi s-a părut că piesele de mobilier de acolo sunt deosebite și că probabil nu aș putea să-mi amenajez apartamentul în condițiile financiare de care dispuneam, dar au reușit să-mi facă o ofertă în care pur și simplu m-am încadrat cu ceea ce îmi doream pentru bucătărie. La bucătărie am propus tot mobilierul Team Nature, cum în neregola și fronturi din MDF vopsit lucios. Avem închideri cu uși, electrocasnicele sunt incorporate, iar centrala termică am mascat-o în acest corp creat special pentru zona de luat masa. Sorana a avut un spațiu destul de micuț și atunci am propus această masă pentru că ea și-a dorit foarte mult un blat solid, ca cel pe care l-avem expus în showroom din lemn masiv, dar având în vedere că bucătăria a fost propusă în finisajele pe care le vedeți aici, acest MDF vopsit lucios deschis la culoare, am propus să mergem pe aceeași variantă și în cazul blatului. Deși am crezut că voi putea amenaja living-ul așa cum îmi place mie și pentru mine de una singură, lucrurile nu au fost așa în practică. Și atunci, arătându-i Andrei stadiul în care mă aflam cu living-ul, ea mi-a propus să mă ajute într-un fel să mai descarc puțin atmosfera care se crease în living. Între timp, începusem să studiez produsele de la Delta Studio și mi-a plăcut foarte mult un dulap de living proiectat de domnul arhitect Manuel Paliche. Din păcate, prețul acelui dulap depășea cu mult bugetul meu și atunci am propus Andrei să ne organizăm în așa fel încât să facem ceva similar. Practic, ce i-a plăcut Soranei cel mai mult a fost acest decor, da? Care este piesa practic integrată în mobilierul de aici și preluată de la mobilierul colegului meu, Manuel Salite. Da? Avem un MDF cu frezare, aceste decorații la 45, ca și element care nu se regăsește în mobilierele noastre standard și pe care l-am folosit totuși în această propunere de mobilier, sunt aceste polițe de sticlă, aceste inserții tot așa cu sticlă clară. Spoturile cu LED luminează foarte frumos aceste nișe cu accent de culoare, culoare care se regăsește și în draperiile de la Designers Guild. Față de plăcile decorative existente, cu zona de stea decorativă roz, noi am propus aceste plăci ceramice de la Venice și cu tencuială albă, care să pună cât mai bine în evidență mobilierul turcoaz din MDF vopsit lucios, ales acest accent de culoare care se regăsește la practic la toate cele trei mobiliere făcute la noi, ca de la Piatra Neamț, acest turcoaz care se regăsește și în draperie și în tapetul de la Designers Guild. Ca și deschidere aici am folosit 90% din cazuri sisteme push and pull, pentru că nu am dorit să avem mânere deloc. Avem niște frezări la 45 care dau o notă mai elegantă acestui mobilier.
Ne aflăm în dormitor. Acesta este dulapul pe care l-a proiectat Andreea. Este un dulap foarte bine compartimentat, în care am găsit loc pentru toate lucrurile pe care le am, deși n-am crezut. Ușa este glisantă și este acoperită cu oglindă, pentru că aceasta a fost dorința mea. Eu sunt foarte mulțumită de tot ce s-a întâmplat în această colaborare, însă aș vrea să subliniez un lucru, și anume că este o muncă foarte mare. Chiar dacă eu la început am crezut că voi putea face aceste lucruri singură, mi-am dat seama că fără ajutorul unui specialist este absolut imposibil să ajung la un rezultat așa cum îl imaginez eu. De aceea mulțumesc Delta Studio pentru, și în special Andrei, pentru această implicare.